Haide să pregătim împreună pastă de pește care o punem pe o filie de pâine de casă. Un deliciu! Începem rețeta! Astăzi pregătesc pastă de pește. Am curățat un pește de oase. Uitați așa arată peștele care l-am curățat. Este afumat. Ce mai pun eu? Aici am castraveți covăsiți, am sătuc mărunt un castravete, jumătate de ceapă și am și jumătate de pachet de unt și un pic de piper după gust. Haideți să tocăm jumătate de ceapă și un castravete foarte mărunt. Acum că am tocat castravetele și jumătate de ceapă, punem aici în pește. Peste pește. Aici am jumătate de pachet de unt topit cu 82% grăsime, să fie gras. Îl punem aici. Amestecăm. Punem și piper și acum amestecăm foarte bine compoziția. După care o băgăm la frigider. Puteți să o și blenduiți să faceți pastă. Cam așa. Așa arată pasta, s-a legat foarte bine. Uitați. Acum punem pe felie de pâine făcută în casă. Am terminat de amestecat foarte bine salata de pește, pasta de pește. Am pus-o aici și cu mic decor cu măsline. Puteți să puneți și zeamă de lămâie. Dacă nu vă place ceapa sau piperul, sau puteți să puneți și maioneză după plac, dar după placul meu este ok. Și acum să vedem și cu pâinea. Pâinea, v-am lăsat rețeta, este pusă pe Pasiune în Dulciuri și pe YouTube. Pâine de casă, simplă, fără nimic deasupra, doar am pus câteva semințe de susan și de mac. Și uitați pâinea cum este, da? Și acum haideți să și punem pe felie de pâine. Și cam așa. Delicios, la mic dejun. Ceva sănătos, natural. Și să avem poftă. Am să și gust, să vedem ce am făcut. Este deliciu. Deliciu. Dacă vreți, puteți să-i mai puneți lămâie, dar are castravete. Bun, dragilor, încercați rețeta asta. Dați urmărire paginii Pasiune în Dulciuri, abonați-vă pe YouTube Ionica Paruschi. Acolo găsiți sute de rețete și vă mulțumesc. Până la următoarea rețetă, v-am pupat numai bine, să aveți poftă!